transformă în municipiul Câmpul Lung, în capitala mountain bike-ului, pentru acest sfârșit de săptămână. Răzvan Jugănaru este organizatorul competiției care va aduna peste 1000 de rideri pentru concursurile programate în aceste zile în Câmpul Lung și pe dealurile Mușcelului. Astăzi, în prima zi de competiție, au fost programate o serie de concursuri dedicate copiilor, astfel că platoul din Grui s-a transformat într-o lume minunată a copilăriei. La ora stabilită 11 s-au dat primele starturi, astfel că traseul amenajat pe platou a fost ocupat de cei mici. Start. Bravo! Filip, te așteptăm la start. Filip Sisiac. Da, cum a fost? Ai reușit să dai tot? Felicitări! Gata, respire. Bravo! Să fie cu mine. Hai să vedem din traseu. Felicitări! Și 90. Hai, bate-i. Nu depășiți cu fața, roții linia, da? 7. 24. Câmpul Lungean la origine, Mihail Rusu, este în prezent secretar general al Federației Române de Ciclism. Prezent la eveniment, acesta ne-a vorbit despre competiția ce se află în plină desfășurare. Cum se vede de la federație ceea ce se întâmplă în această perioadă la Câmpul, acasă la Câmpul? Un mare eveniment, sau din ce am vorbit cu organizatorul Răzvan, sunt peste 1000 de oameni. Este adus în prim plan și campionatul național de XC pentru copii, Cross Country Eliminator, și asta ne bucură foarte mult că un mare număr este din partea copiilor. Ei sunt viitorul în ciclism. Cât de astfel de competiții sunt într-un an în România? Să știi că au luat destul de mult amploare și au început să se organizeze la standarde cât mai ridicate. Federația a trimis destul de mulți copii și staff tehnic, antrenori din cluburile care au activitate cu copii pentru un schimb mare de experiență, care să-l aplicăm și noi în România. În timpul liber am un club dedicat copiilor, se cheamă Velo Academy Bucarest, care își desfășoară antrenamentele în București, și mă gândesc poate pe viitor să deschidem ceva și aici în Câmpul Lung, pe lângă Răzvan, că am înțeles că și Răzvan are ceva.
copiii, priză puternică pentru acest gen de sport. Da, foarte, foarte mult, mai ales că din ce am studiat destul de mult în pandemie, s-au vândut atât de multe biciclete și e păcat ca părinții care au cumpărat bicicletă copiilor să nu-i scoată la mișcare în natură, care na, e cea mai de preț mișcare. Acesta a fost doar începutul, pentru că sâmbătă și duminică vor fi zile pline de mountain bike în Câmpul Lung și pe dealurile Mușcelului. Următoarea zi, adică sâmbătă, vom începe cu campionatul de cross country pentru copii și va urma competiția cea mai importantă, adică competiția gazdă MTB Academy Cup, care reprezintă a cincea și ultima etapă din Cupa Națională a României și în cadrul acestui concurs vom avea cursa UCI internațională, unde se vor acorda premii și puncte pentru calificarea la Olimpiadă, dar în egală măsură vom avea în cadrul acestei curse și campionatul balcanic. Deci, practic, va fi 3 într-1. Sportivii vor puncta în 3 competiții. Duminică, în centrul orașului, ne vom muta de aici sâmbătă seara, duminică vom ocupa orașul, cu scuzele de rigoare pentru toți cei care locuiesc în oraș, dar sper să se bucure de o prezență atât de numeroasă. Vom avea undeva la aproape 700 de persoane prezente la concursul clasic Lupii Dacilor, Trofeul Mușelului.